Amin. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă. Doamne ajută! Bine v-am găsit și Hristos a înălțat! Suntem în cea de-a șaptea duminică după Paști. Am trecut, iată, de praznicul Învierii Domnului. Cele 40 de zile ale sărbătorii Învierii Domnului s-au încheiat. Miercuri seara, odată cu vecernia înălțării. Joi a fost o sărbătoare foarte importantă a Ortodoxiei. 3 în 1 a fost de data aceasta, adică înălțarea Domnului, Sfinții Împărați Constantin și Elena și Ziua Eroilor. Am vorbit despre acestea duminica trecută. Duminica de astăzi, ultima după Paști și înainte de Rusalii, ne pune în față o evanghelie destul de grea. O evanghelie destul de condensată, ca să zic așa, cu un mesaj foarte teologic, profund și greu de asimilat. Fără o cultură teologică, fără o aprofundare, în primul rând, în viața de rugăciune, în viața liturgică a bisericii. Sfinții Părinți au hotărât ca în această duminică să se citească Evanghelia de la Ioan, capitolul 17, pentru că duminica poartă numele de Duminica Sfinților Părinți de la primul sinod ecumenic. Înainte de a citi Evanghelia, o să vă spun în câteva cuvinte ce a însemnat primul sinod ecumenic, de ce este atât de important. Știm, sau ar trebui să știm, că în istoria bisericii noastre au avut loc 7 sinoade ecumenice sau soboare ecumenice, adică ecumenic însemna în lumea antică altceva decât însemnează acum. În lumea antică era ecumenic însemna o adunare a toată lumea, a tuturor episcopilor, bisericilor din lumea cunoscută. Adică la aceste soboare ecumenice s-au adunat episcopi din Imperiul Roman, din Grecia, din Antiohia, din Țara Sfântă, din... Eu știu, chiar și noi am avut reprezentant, noi românii, ca neam, sau mă rog, strămoșii noștri, daco-romane, au avut reprezentant la primul sinod ecumenic, la acest prim sinod ecumenic, pe episcopul Betranion al Tomisului. Și erau aceste soboare organizate atunci când biserica era frământată de anumite probleme, ori de credință, ori de cunoaștere, ori de slujire. Și pe ordinea de zi a acestor soboare, care nu țineau o zi, două, cum ține astăzi un sinod, ci primul sinod ecumenic a ținut câteva săptămâni, adică au avut loc discuții serioase acolo privitoare la doctrină. Despre ce s-a povestit? În primul rând, s-au luat hotărâri privitoare la adevărurile de credință. Care a fost scopul sau care a fost motivul pentru care s-a convocat acest sinod ecumenic, primul dintre toate? Știm că în anul 313 Sfântul Împărat Constantin cel Mare, prin celebrul său edict de la Milano, decret în termenii noștri, a dat libertatea de manifestare creștinilor. Adică cu toții au ieșit din catacombe, n-au mai fost persecutați, au putut să-și trăiască credința fără teama de a fi urmăriți, uciși, puteau să slujească la suprafață, deci ieșit din catacombe, puteau să-și construiască lăcașuri de cult, și așa mai departe. Așadar, credința creștină a primit libertate de manifestare. În anii
trecuți, dintre 313 și 325, când a avut primul loc, primul sinod ecumenic, a apărut o învățătură greșită și nu în Imperiul Roman, ci undeva în într-o extremitate a Imperiului. Ea s-a răspândit începând de la Alexandria, unde un preot foarte citit, foarte cult, având un deosebit simț și deosebit simț al retoricii, al vorbitului, al predicii, și îl ajuta și vocea, avea o voce extraordinară, construia frazele foarte bine și avea un auditoriu din ce în ce mai mare. E, acest preot, de succes am putea spune, a introdus în biserică o învățătură greșită, conform căreia Iisus Hristos, Mântuitorul, nu este Dumnezeu, nu este necreat, nu face parte din Sfânta Treime ca Dumnezeu necreat, care se naște dintr-un început din Tatăl. Și acest arie îl prezenta pe Mântuitorul Hristos ca pe cea mai înaltă creație a lui Dumnezeu, desăvârșirea creației lui Dumnezeu, dar o simplă creație. Adică nici într-un caz nu admitea că Mântuitorul Hristos este Dumnezeu. Vă dați seama că s-a întâmplat mare dezbinare în biserică. Mare dezbinare în sensul că cei care credeau după învățătura apostolică nu puteau să accepte faptul că Iisus Hristos, și până la urmă pe bună dreptate, faptul că Iisus Hristos nu este Dumnezeu. Cum să crezi în ceva ce nu este Dumnezeu? Arie dimpotrivă spunea, ba da, El ne-a adus mântuirea, dar nu este Dumnezeu. Nu o să intru acum în termenii grecești sau, mă rog, termenii teologici ai acestei dispute. Cert este că, datorită puterii sale mari de convingere, acest arie, pe care Sfinții Părinți îl numesc nebunul de arie și învățătura nebunească, a convins suficient de multă lume, dar a convins chiar și dintre ierarhi. Au trecut la arianism chiar și dintre ierarhii bisericii. Și s-a scindat cumva unitatea de credință între aceste două învățături, cea adevărată apostolică și aceasta ariană. Această dezbinare și această ceartă, dispută, s-a transmis până la Constantinopol, până la Roma, de fapt, până la Constantinopol, până în Imperiul Roman, să spunem așa. Și împăratul Constantin, care era un adept al creștinismului, a convocat acest sinod, prim sinod ecumenic, pentru a se lămuri lucrurile, pentru a se discuta și a se lua, a se trage o concluzie. Este așa sau este altfel? Și la acest prim sinod ecumenic au fost convocați peste 800 de episcopi, au luat parte 600 și vreo 18-20 de episcopi, dacă sper să nu mă înșel, repet, din toată lumea creștină, și arieni, și semi-arieni, adică cei care îmbrățișau doar pe jumătate învățătura ariană, dar și drept credincioși, ortodoxi, cei mai mulți. Și acest prim sinod ecumenic a fost convocat de împăratul Constantin în cel mai nou oraș al Imperiului, la Constantinopol. Au venit episcopii și, după rugăciunea comună, după săvârșirea liturghiei pentru chemarea Duhului Sfânt asupra minților lor, au purces la lucrările sinodului. Sinodul a ținut mai multe săptămâni, au luat mai multe hotărâri, dar concluzia cea mai importantă este că, odată pentru totdeauna, a fost condamnată această erezie, această învățătură greșită arianistă, și nu numai că a fost combătută, dar au și stabilit primele 7 rostiri, primele 7 puncte ale crezului ortodox. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, născut iar nu făcut, atenție, născut iar nu făcut, care se naște din Tatăl mai înainte, sau mă rog, s-a născut mai înainte de toți vecii. Foarte clar, de o ființă cu Tatăl, deci termenii aceștia au fost foarte clar stabiliți de Sfinții Părinți, de o ființă cu Tatăl, deci nu are o altă substanță, ci aceeași substanță, aceeași ființă, ca și Dumnezeu Tatăl, este născut din veci din Tatăl, deci nu este făcut la un anumit moment, cum susținea Arie, că a existat un moment inițial al existenței Mântuitorului sau al creației Mântuitorului. Nu, Mântuitorul se naște din veci din Tatăl, dintr-o începuturi, deci născut, nu făcut. Și pe urmă toată istoria omenească, care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Prima mare lucrare a Mântuitorului, când a lăsat sânul Tatălui și s-a întrupat din Sfânta Fecioară Maria și de la Duhul Sfânt. Apoi și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Deci, odată pentru totdeauna și așa vom crede, așa crede, învață, mărturisește și învață și crede Biserica Ortodoxă până la sfârșitul viacurilor. Că Mântuitorul Iisus Hristos se naște din veci din Tatăl, este de o ființă cu Tatăl, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimii. Până să ajungă însă la această concluzie, să știți că au avut loc multe evenimente în cadrul lucrărilor sinodului. Cel mai cunoscut este acela în care Sfântul Nicolae, pentru că și el, în calitate de episcop al Mirelor Lichei, a participat la sinod. Sfântul Nicolae, la un moment dat, după multe încăpățânări ale lui Arie și multe luări de cuvânt ale lui Arie și ale episcopilor arianiști, atât de convingător vorbea acest preot, încât până și împăratul Constantin, la un moment dat, s-a lăsat convins, înclina să creadă că are dreptate Arie. Îi demonstrase într-o anumită logică, ceea ce împăratului s-a părut mai veridic, mai demn de crezare decât învățătura apostolică. Și pentru că n-a mai avut argumente Sfântul Nicolae, i-a tras o pereche de palme acestui Arie. Acesta a fost ultimul argument al Sfântului Nicolae. Bineînțeles, a fost luat din sinod și din ordinul împăratului Constantin a fost trimis la închisoare și i s-a luat omoforul, adică acel însemn episcopal cu care îl vedem pe Sfântul Nicolae pictat în bisericile noastre, acea parte a veșmântului episcopal în jurul gâtului. I s-a luat omoforul, medalionul de la gât și cârja episcopală, astfel încât să se sugereze că este depus din demnitatea arhierească, nu mai este episcop. În acea noapte, Maica Domnului, în schimb, a făcut o minune, pe care, într-o vedenie, împăratul Constantin a văzut-o. A luat toate aceste însemne episcopale și le-a dus acolo, în celulă unde era întemnițat, Sfântului Nicolae, astfel încât dimineața toți au văzut acest lucru. Mai ales împăratul, care în vedenie a văzut tot episodul acesta. Maica Domnului cum îi rădă demnitatea episcopală Sfântului Nicolae. Și-a dat seama că a greșit, și-a dat seama că este voia lui Dumnezeu ca învățătura aceasta pe care o apără cu atâta îndârjire Sfântul Nicolae să fie propovăduită, că este cea adevărată. L-a repus pe Sfântul Nicolae în demnitatea de episcop în cadrul lucrărilor sinodului și învățătura ariană a fost combătută. O altă minune care s-a întâmplat în timpul primului sinod ecumenic este cea legată de Sfântul Spiridon al Trimitundei. Din acest motiv, să știți, Sfântul Nicolae și Sfântul Spiridon al Trimitundei sunt pomeniți împreună, cam în toate dipticele, în toate rostirile de pomeniri care se întâmplă și la litie, și la proscomidia liturghiei și peste tot în rugăciune de sunt amintiți toți sfinții,
Nicolae Armilorică, Spilodroma Timitundei, făcătorii de minuni. Prima minune făcută la sinod a fost de Sfântul Nicolae, sau mă rog, de Dumnezeu prin Sfântul Nicolae, când i-a redat demnitatea episcopală prin Maica Domnului. Cea de-a doua minune a fost săvârșită de Sfântul Spiridon Trimitundei în următorul mod. Încercând el să demonstreze, argumentând logic, cum adică poate să fie Sfânta Treime un Dumnezeu în trei persoane. Pentru arieni era ceva de neconceput. Și până la urmă, în orice logică strict omenească, dacă mergem și spunem unui profesor, domnului Cernea și profesorul Emil Moise, care au făcut atâta tevatură cu ora de religie, dacă mergem și le spunem Dumnezeu este unul, o singură ființă în trei persoane, păi o să ne arate cu degetul, o să înceapă să râdă, să le demonstrăm logic. Cum se poate acest lucru? Și nu există o logică omenească sau formală prin care să demonstrăm acest lucru. Noi acceptăm acest lucru ca pe un adevăr revelat, pe care Mântuitorul l-a rostit. Tatăl, o să vedeți în Evanghelia care se citește, precum eu și cu tine una suntem. Și Duhul Sfânt care, mă rog, izvorăște, purcede din Tatăl, conform învățăturii pe care Mântuitorul a rostit-o. Așadar, ca să demonstreze, hai să zicem, într-o oarecare logică, omenească, de o ființime a Sfintei Treime, adică una în ființă și trei în persoane, Sfântul Spiridon a luat o cărămidă și a zis, această cărămidă conține trei elemente. Lutul, pământul, apa, care ține lutul împreună, îl modelează, și focul, care i-a dat consistență, tărie acestui amestec. Și în momentul în care, și vedeți, este o singură cărămidă, dar este compusă din trei elemente. Dar cărămida e una singură. În momentul în care a rostit aceste cuvinte, lutul, pământul, împreună cu apa, au căzut la pământ separate și focul care arsese acea cărămidă s-a înălțat din mâna Sfântului Spiridon undeva în sus. Astfel încât toți episcopii și toți participanții la lucrările sinodului au rămas profund impresionați de această minune. Și de atunci ei sunt numiți împreună în diptice Spiridon Trimitunde și Nicolae Armilor Lichei, făcătorii de minuni. Sunt doar două dintre lucrurile supra-raționale, minunate, care s-au întâmplat la primul sinod ecumenic. Așa cum v-am spus, de atunci ortodoxii, creștinii, de fapt, au început să rostească crezul așa cum l-au stabilit Sfinții Părinți. Așa cum îl rostim și astăzi. El a fost desăvârșit apoi la sinoadele 2 și 3 cu celelalte formulări, celelalte puncte ale crezului, astfel încât ni s-a transmis nouă până astăzi în această formă. Această vechime are crezul nostru ortodox, începând din anul 325 de la primul sinod ecumenic. O să dau acum citire Evangheliei, o să vedeți de ce am spus că nu este o Evanghelie ușoară, dar o să încercăm să-i pătrundem așa, după puterea noastră de înțelegere, sensul. Rugăciunea lui Iisus pentru sine, pentru apostol și pentru toți credincioșii. Acestea a vorbit Iisus și ridicându-și ochii săi la cer a zis, Părinte, a venit ceasul, preaslăvește pe Fiul tău ca și Fiul să te preaslăvească. Precum i-ai dat stăpânirea peste tot trupul ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care tu i-ai dat lui. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Eu te-am preaslăvit pe tine pe pământ, lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Și acum preaslăvește-mă tu, Părinte, la tine însuți, cu slava pe care am avut-o la tine, atenție, cu slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Iată primul argument al deoființimii Tatălui și a Fiului. Arătat am numele tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai tăi erau și mie mi-ai dat și cuvântul tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la tine. Pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care mi-ai dat, că ai tăi sunt. Și toate ale mele sunt ale tale, și ale tale sunt ale mele și m-am preaslăvit întru ei. Și eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt și eu vin la tine. Părinte Sfinte, păzește-i în numele tău în care mi-ai dat ca să fie una precum noi suntem una. Atenție! Ca ucenicii să fie una precum și Tatăl și Fiul sunt una.
Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele tău pe cei ce mi-ai dat și i-am păzit și n-a pierit niciunul dintre ei decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la tine și acestea le gresc în lume ca să fie de plină bucuria mea în ei. Eu le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că nu sunt din lume, pentru că nici eu nu sunt din lume. Nu mă rog ca să iei din lume, ci să-i păzești pe ei de cel viclean. Ei nu sunt din lume precum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i pe ei într-o adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Precum ai trimis pe mine în lume și eu i-am trimis pe ei în lume. Pentru ei eu mă sfințesc pe mine însumi ca și ei să fie sfințiți într-o adevăr. Dar nu numai pentru aceștia mă rog, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor. Și acum vine un verset important. Ca toți să fie una, după cum tu, Părinte, întru mine și eu întru tine, așa și aceștia în noi să fie una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Și slava pe care tu mi-ai dat-o, le-am dat-o lor ca să fie una, precum noi una suntem. Eu întru ei și tu întru mine, ca ei să fie desăvârșiți întru unime și să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit pe ei precum ai iubit pe mine. Părinte, voiesc ca unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat, ca să vadă slava mea pe care mi-ai dat-o, pentru că tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii. Părinte drepte, lumea pe tine nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis și le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi face cunoscut ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu în ei. Foarte complicat textul și foarte greu. Dar vedeți de câte ori se repetă o anumită idee. Ca tot să fie una, după cum tu, Părinte, întru mine și eu întru tine. Așa și aceștia noi să fie una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Și să reia. Și slava pe care tu mi-ai dat-o, le-am dat-o lor. Ca să fie una, precum noi una suntem. Și în versetul următor. Eu întru ei și tu întru mine. Ca ei să fie desăvârșit întru unime. Ce vrea să zică Hristos? În primul rând, această rugăciune pe care El a rostit-o pentru sine însuși, adică s-a rugat Tatălui spunându-i că și-a împlinit misiunea și că se urcă, se înalță la cer și își va relua slava pe care a avut-o înainte de întemeierea lumii. Adică Dumnezeu este din veac, înainte ca lumea să fie creată. Și dacă vă amintiți din emisiunea de la Paști, din Evanghelia, la început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și când vă spuneam că tot ceea ce s-a creat în lume s-a creat prin cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care nu este altul decât Iisus Hristos. Când zice Sfântul Ioan și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălșuit într-un oameni. E acest cuvânt al lui Dumnezeu, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, Logosul Dumnezeesc, Iisus Hristos a luat chip omenesc. După săvârșirea lucrării mântuitoare, s-a înălțat la ceruri, sărbătoare de care tocmai am trecut. Și el spune, nu mă rog pentru lume în general, ci pentru aceștia pe care tu mi-ai dat din lume. Aceștia care? Apostolii. Și la un moment dat zice Hristos foarte frumos și asta este semnificativ pentru noi. Dar nu numai pentru aceștia mă rog, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Adică se roagă pentru apostoli ca ei să fie păziți. Și pentru apostoli a urmat perioada de prigoane, de persecuții și până la urmă toți au murit ca martiri. Sfântul Evanghelist Ioan, ultimul dintre ei, la o vârstă înaintată, în insula Patmos, dar toți au murit dându-și viața pentru Evanghelie și pentru Hristos. Cei care au crezut în cuvântul Mântuitorului prin predica apostolilor sunt toți creștinii. Predica apostolilor s-a împrășteat în lume odată sau după sărbătoarea Rusalilor în absolut toată lumea văzută și cunoscută. Prin apostol, prin urmașii apostolilor, episcop, preoți, învățători și Hristos s-a rugat Tatălui pentru toți credincioșii care vor crede până la sfârșitul viacurilor în cuvintele Evangheliei prin cele lăsate și în Evanghelii scrise și în faptele apostolilor și în tradiția noastră ortodoxă, creștin-ortodoxă. Așadar, pentru toți creștinii, Hristos a rostit această rugăciune. De ce? Ca noi toți să fim una. Ce înseamnă una? Înseamnă să fim la o... Nu înseamnă să fim la oaltă și să avem aceleași preocupări și să, să facem aceleași lucruri, ci înseamnă să avem o aceeași unitate de gândire
în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. O aceeași unitate de credință. Cum a gândit Hristos lumea? De fapt, cum a gândit-o Dumnezeu și s-a coborât Hristos ca să o desăvârșească, să o împlinească? A gândit-o după modelul Sfintei Treimi. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, care au voințe separate, lucrări separate în sânul Sfintei Treimi, dar care au aceeași ființă și care până la urmă au același scop. Același scop și aceeași înțelegere, aceeași cunoaștere. Deși sunt trei persoane distincte și lucrează în mod diferit și lucrările lor în lume sunt în diferențiate. E, după acest model, Dumnezeu a gândit lumea și a vrut să o desăvârșească prin trimiterea lui Hristos în lume. Ca noi toți, crezând în cuvintele Evangheliei, în credința creștină, să avem aceeași unitate, să nu credem diferit, să nu ne manifestăm în lume credința în mod diferit. Asta înseamnă, până la urmă, singura globalizare, cred eu, posibilă. Degeaba invocăm, uniri artificiale, ca să zic așa, uniri artificiale de genul avem aceeași economie, avem aceeași monedă unică, avem o aceeași înțelegere asupra culturii, nu știu ce exemplu să vă mai dau din lumea globală în care trăim. Pentru că în momentul în care nu avem o aceeași concepție despre Dumnezeu și fiecare vine, până la urmă fiecare neam vine cu propria trăire, cu propria credință, cu propriile tradiții, va fi foarte greu să rezonăm astfel încât să ducem lumea mai departe. Nu asta a vrut Dumnezeu, o globalizare artificială, ci a vrut o unire, în primul rând, în cuget, în inimă, în minte, în rațiune, și atunci restul ar fi venit de la sine. Dacă ne aducem aminte, până la urmă, toate imperiile antichității au avut această dorință a lumii globale. Alexandru Macedon s-a dus până în marginile Orientului. Imperiul Roman a fost primul model de, hai zicem, globalizare cât de cât reușită, dar a fost impusă cu sabia. Degeaba au venit cu legi unice, cu administrație unică. Nu s-au pliat toate acestea pe culturile și credințele popoarelor pe care le-au stăpânit. Și în cele din urmă, Imperiul Roman, ca orice alt imperiu, a căzut. A urmat Imperiul Bizantin, un imperiu roman mult perfecționat. De ce? Pentru că în Imperiul Bizantin a funcționat acea sinfonie bizantină, adică împreună lucrare între puterea de stat și puterea bisericească. Și de asta a ținut atât de mult până în anul 1453, deci cred că niciun alt imperiu n-a ținut atât de mult. Dar și acesta s-a destrămat, ceea ce înseamnă că nu era nici el perfect, era mult mai bun decât Imperiul Roman, era așezat pe principii creștine, dar îi lipseau anumite lucruri. Ce a lipsit, în primul rând, această unitate de conștiință între oameni. Erau mulți creștini cu numele, erau și foarte mulți creștini adevărați, dar nu era acea unitate care este până la sfârșitul viacului în sânul Sfintei, nu era acea unitate care era în sânul apostolilor, care toți lucrau la fel, gândeau la fel, credeau la fel. Ori în momentul în care începi să gândești diferit, apare dezbinarea. Unitatea nu se mai regăsește și unitatea din interiorul nostru sau lipsa de unitate din interiorul nostru, mai devreme sau mai târziu, va răbufni în afară și va distruge orice unitate subtil sau mai puțin subtil construită între oameni. Și au urmat mai multe încercări de imperiu. Le știți și dumneavoastră, Imperiul Otoman, vreo 400 de ani, Napoleon s-a dus și el până în Rusia, până în Africa de Nord și așa mai departe. Au urmat imperiile acestea sau tendințele imperialiste, colonialiste, britanice și așa mai departe. Marele între ghilimele război care a încercat să instaureze un imperiu, da? Prin doctrina lui Hitler, n-avea niciun sorț de izbândă. Pentru că ideologia era una total aiurea și neconformă cu ceea ce Dumnezeu a vrut în lume. Nu putea să reziste. Dar mă întreb, și poate ar trebui să ne întrebăm cu toții, ceea ce se construiește acum, această ideologie globalistă, este ea fundamentată pe principii creștine? Atâta timp cât din Constituțiile Europene s-au scos frazele care aminteau de tradiția creștină a Europei. Nu mai vrem tradiții creștine și baze creștine ca să nu lezăm
să nu discriminăm, să nu se simtă, nu știu cum, unii, și atunci renunțăm la tot ce înseamnă creștinism. Și construim o lume foarte subțire, vorba unui bătrân înțelept, o lume foarte sensibilă și subțire construim. O civilizație bazată pe ce? Pe coduri, pe biți, pe internet, pe electronică. Și nici într-un caz o civilizație bazată pe Dumnezeu. Ori în toată istoria umanității, cred că lucrurile au fost clare. Tot ce n-a fost cu Dumnezeu, n-a avut sorți de izbândă. În planul real, concret. De ce? Pentru că Hristos nu dorește un imperiu în lume, un imperiu văzut politic sau de orice altă imperiu economic sau de altă natură, de orice natură ar fi acesta. Ci El dorește, în primul rând, o unitate la nivel de conștiință a oamenilor, pentru că acea conștiință ne va duce și în împărăția lui Dumnezeu. Nu putem fi uniți în Dumnezeu dincolo și aici să fim dezbinați. Pentru că veșnicia nu se măsoară în termeni omenești. Lucrurile lui Dumnezeu din veșnicie nu au nicio asemănare cu lucrurile văzute din lumea noastră. Așadar, să încercăm pe cât posibil să gândim în modul în care ne învață Evanghelia, în modul în care ne învață tradiția bisericii, să gândim și să simțim și să ne împropriem acest mod de existență creștin, liturgic, pentru că El este singurul care ne poate duce unii către alții cât mai aproape. Știți? Și cu asta și încheie emisiunea de astăzi. Imaginați-vă un cerc și centrul cercului. În centrul cercului este Dumnezeu. Pe circumferința cercului stau oamenii, toată omenirea, din toate timpurile și din toate locurile. Presupunând că toți oamenii vor să ajungă la Dumnezeu și fiecare înaintează către centru pe raza lui de cerc, la un moment dat, toți cei depărtați se vor uni, se vor strânge unii în alții, pentru că pe măsură ce te apropii de Dumnezeu, concentric, cercurile sunt tot mai mici. Ești tot mai obligat să te strângi unul în altul. Deci dezbinarea dintre oameni și apropierea unora de altora nu se poate realiza decât dacă toți încercăm să ne apropiem de Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea apropia și unii de alții, după cum Hristos a lăsat în Evanghelia de astăzi. Ca aceștia să fie una, precum noi suntem, îi spunea El Tatălui Ceresc în rugăciune. Să dea Bunul Dumnezeu să înțelegem lucrurile acestea, să le punem în practică atâta timp cât mai suntem în putere și trupește, și intelectual, și emoțional. Hristos a înălțat, Doamne ajută! Amin. Strigat-am către